Meditația Ascensiune. Așează-te într-o poziție cât mai confortabilă pentru tine. Șezând sau întins, pe un pat, pe o canapea, într-un spațiu în care ai putea să te relaxezi pentru următoarele minute, fără să fii deranjat. Închide ochii și lasă-te ghidat în această meditație de vocea mea cu încredere. Încearcă să-ți calmezi respirația cât mai mult. Concentrează-ți atenția asupra ei, urmărindu-i ritmul. Inspiră profund, iar când expiri, relaxează-ți conștient tot corpul. Dacă simți o anumită parte a corpului tensionată, inspira adânc și odată cu expirația, relaxează și acea zonă. Cu fiecare expirație, simți cum tensiunea și stresul îți părăsesc corpul. Le elimini din ființa ta cu fiecare val de aer expirat pe nas. O senzație plăcută de greutate și căldură cuprinde fiecare grupă de mușchi în parte. Tot corpul este relaxat și liniștit. Trăiești o stare plăcută de calm, de stindere și pace interioară. Inspiră din nou acum adânc. Iar când expiri, relaxează-ți mintea. Lasă-ți gândurile să zboare. Alungă orice gând nou care îți invadează mintea. Nu te agăța de el. Lasă-l să zboare și concentrează-te doar pe respirație. Cufundă-te și mai adânc în propria-ți ființă, până ajungi în cel mai ascuns și cel mai liniștit punct. Apoi, relaxează-te în acest loc ticnit din ființa ta. Lasă-te în brațele calde ale Universului. Relaxează-te, respiră în ritmul tău, regenerează-te. Inspiră iubirea și lumina din Univers. Permite numai iubirii și luminii să locuiască în tine. Îndepărtează negativitatea și rezidurile din corpul tău. Ești iubire. Foarte bine! Acum și aici inițiem cererea de ascensiune, înălțarea ta spirituală. Cer ajutorul Tatălui și Mamei Divine, energie Mahatma, Hristos, eu sunt ceea ce sunt, cei șapte Elohim, Logosul Galactic, Arhanghelii, Lord Satya Sai Baba, Dual Kul, Saint Germain, Fecioara Maria, Kuan Yin, Maestrilor Ascendenți, eu sunt Monada, eu sunt Lumina Divină, eu sunt iubirea, eu sunt voința, eu sunt Mahatma, eu sunt modelul divin perfect al Creatorului. Chem lumina divină cosmică să mă protejeze de tot ceea ce nu este de origine divină. Vizualizați un tub de lumină ce vă conectează chakra coroană prin eu sunt până la divinitate și coboară de-a lungul celor șapte chakre până în centrul pământului. Acum sunteți total conectat la energiile divine și pământene. Ne acordăm la prezența lui Dumnezeu. Incantați de șapte ori sunetul sacru Om.
Acum chem energia Mahatma care să mă aducă prin cele 352 de nivele înapoi la Dumnezeu. Rog pe aceasta să-mi umple fiecare celulă a corpului fizic cu prezența sa. Las ca energia Mahatma să-mi umple cele 7 corpuri cu lumină cosmică. Eu sunt Mahatma. Eu sunt Mahatma. Eu sunt Mahatma. Activez cu această energie prima chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Activez cu această energie a doua chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Activez cu această energie a treia chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Activez cu această energie a patra chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Activez cu această energie a cincea chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Activez cu această energie a șasea chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Activez cu această energie a șaptea chakră. Eu sunt ceea ce sunt. Om. Chem energia Mahatma, Arhanghelul Mihail, Frăția Albă Universală, Lord Satya Sai Baba, Dual Kul, pentru a-mi echilibra și acorda perfect fiecare chakră, înlăturând energiile nedorite care nu sunt de proveniență divină. Chem energia flăcării violet argintii ale lui Saint Germain pentru a-mi transmuta orice gând sau sentiment negativ în puritatea iubirii lui Dumnezeu. Eu sunt iubirea lui Dumnezeu. Chem energia aurie a celor 12 raze pentru a-mi scălda ființa cu energia conștiinței hristice. Eu sunt lumina. Acum sunt pregătit pentru procesul ascensiunii. Chem corpul meu de lumină să-mi pătrundă în conștiință. Chem energia Mahatma să-mi pătrundă în conștiință. Chem flacăra ascensiunii să-mi pătrundă în conștiință. Chem activarea completă a chakrelor mele Alpha și Omega. Chem cele 5 litere sacre, geometria sacră și cheile lui Enoch să devină activate în mine. Afirm că energia mea Kundalini se ridică în acord cu voința divină. Cer ca focul cosmic să mă ilumineze și să mă transforme în lumină divină. Îmi aliniez meridianele energetice în acord cu conștiința mea și cu meridianele pământului. Îmi proclam imortalitatea fizică și completa oprire a procesului de îmbătrânire. Sunt tânăr și pe zi ce trece devin din ce în ce mai tânăr. Chem sănătatea fizică să se manifeste în toate corpurile mele energetice și în cel fizic. Toate aceste corpuri manifestă sănătatea și perfecțiunea hristică. Eu sunt perfecțiunea hristică acum. Chem pentru un botez spiritual al Sfântului Spirit. Eu sunt învierea și lumina. Eu sunt un Dumnezeu ce locuiește în acest corp. Eu sunt ascensiunea în lumină. Eu sunt ușa deschisă
ce nu se mai poate închide. Eu sunt perfecțiunea divină acum. Eu sunt revelația divină. Eu sunt ființa ascendentă care vreau să fiu. Eu sunt un membru al Marii Frății Albe Universale. În numele prezenței, eu sunt. Declar și decret că din acest moment, întreaga mea viață este în perfectă armonie cu scopul divin și linia spațială temporală corectă, care mă unește cu ființa mea înălțată, luminată și în unirea cu sursa mult mai repede, subtil și iubitor. Fie ca toată viața mea să se îmbunătățească în toate aspectele și din acest moment să fie o sursă nelimitată de bucurie, bogăție și înțelepciune, în beneficiu tuturor ființelor simțitoare în toate timpurile și spațiile multiversului. Acum și aici, în ritmul tău, am să te rog să revii cu toate simțurile tale în prezent. Păstrează în inima ta stare de liniște, de pace sufletească, vindecare, iluminare, ascensionare. Bucură-te pentru tot ce ai simțit și ai primit în această meditație de înălțare. Poți să te reîntorci aici ori de câte ori simți. Mulțumește mental Tatălui Ceresc, Mamei Divine, tuturor entităților și energiilor divine ce te-au ajutat în această meditație. Acum poți să-ți miști degetele de la mâini și de la picioare, să te miști și când ești pregătit poți deschide ochii. Să ne fie cu folos, oameni dragi și frumoși, namaste!